Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Plica fantastică România la Europa FM. Cred că ar trebui să schimbăm numele acestei rubrici. Că fantastic e ceva care în principiu nu există. Cred că ar trebui să îi spunem adevărata Republică Română. Bravo, ai dreptate. Și cumva, adică sunt lucruri pe care nu le poți inventa, dar ele se întâmplă în această țară. De la asta am pornit atunci când am zis să facem această rubrică. Sunt lucruri care sunt total de necrezut, dar sunt reale. Și n-am fi crezut că avem subiecte zilnice. Practic, aproape fiecare zi. Da. Și, știi, am zis fantastic, pentru că, băi, e fantastic ce se întâmplă. Băi, nu, e foarte real. Deci e foarte greu să inventezi așa ceva. De exemplu, elevii care au participat la Olimpiada Națională de Matematică, găzduită de județul Vaslui, au primit din partea organizatorilor un album cu obiectivele turistice ale județului, în care vedeta prezentării este baronul Roșu și prinsul în flagrant de luare de mită, Dumitru Buzdatu, fostul președinte al PSD, mă rog, PSD al Consiliului Județean. Acum, explicația celor de la Vaslui a fost, păi aveam aceste albume mai de demult. E, da. Când domnul Buzdatu era hoțul neprins președinte de Consiliul Județean cinstit, ce era să facem cu ele? Celălalt și a pus cum erau alea cu Ceaușescu, prima, da, pagină cu Ceaușescu, așa, și la astea, prima cu Buzdatu? Da, și are și text. Bă, ce oameni! Și are și text. Cult al personalității, în principiu, incredibil. Practic, da. Hai că a scris după câteva rânduri. Revoluție, nu, că a scris el, dar are o pagină acolo. Vezi, doamne. După Revoluție, să zicem, bun, sigur, la altă dimensiune, dar veneau, ar și veni străinii. Și ce le dădeai străinilor? Un album cu Toarșu Ceaușescu pe prima pagină, dar nu l-ați executat pe ăsta? Ba da, dar ce e să facem acum? Luați-l pe ăsta. Erau tipărite. Da, erau tipărite, pe astea le avem, pe astea le dăm. Cine să știe? Niște olimpici la matematică. Hai, dă-le ce avem, ce mai avem prin magazin? Păi sunt cu domnul Buzdatu. N-ar nimic. N-ar nimic. Dumitru Buzdatu, altfel fiind o figură legendară în tabloul elementelor toxice ale corupției românești. Avem și noi, cum e tabloul Mendeleev, noi avem tabloul corupției. Știi? Cu diferite elemente. Mai radioactive, mai toxice, mai... Vă reamintesc, domnul Buzdatu a fost prins în septembrie anul trecut cu o șpagă de 1,2 milioane de lei în portbagaj. Mită pe care ar fi luat-o, acuză procurorii, trei demonstrată în instanță. Evident, e trimis în judecată, deci procurorii spun că a luat șpaga asta, ar fi luat șpaga asta, pentru acordarea unui contract din bani publici. Că doar nu era din banii lui. Asta este corupția. Adică el manevra contract de bani publici, acolo ăla era un contract, trebuia dezvolta județul. Și ce face președintele, șeful județului? Și smântânește contractele astea pe bani publici, pentru că nu-l interesează bunăstarea cetățenilor din Vaslui, îl interesează bunăstarea lui personală din bani furați. Nu din faptul că e dânsul și-a creat un business al lui, e antreprenor, angajează oameni, e creativ, muncește, are o invenție, are ceva. Nu, s-a pus într-o poziție pe unde e robinetul cu bani publici, de acolo smântânește. Asta face un corupt. Dânsul a fost arestat și a petrecut următoarele luni după gratii în așteptarea procesului, dar asta a fost foarte probabil și posibil, afacerea asta cu portbagajul, doar una dintre multiplele sale afaceri ilegale pe bani publici. Că averea dânsului și a familiei este imposibil de justificată. Asta apropo de mirarea domnului Ciolacu. Dom'le, deși sunt taxe mici, e evaziune fiscală, ceva nu funcționează. Da, nu funcționează, e plin de corupți care fură, nu se plătesc taxe, evaziune fiscală mare, statul nu-și face treaba, asta nu funcționează. Revenind la cazul olimpicilor, textul cu poza domnului Buzdatu e plin de ironii involuntare. Presupun că sunt involuntare. Citez din această odă. Zice domnul Buzdatu, pasă-mi-te. Operele personalităților și resursele turistice ale județului nostru nu sunt foarte bine cunoscute și puse în valoare. Păi, da, mă rog, acum opera personalității Dumitru Buzdatu nu mai e chiar așa total necunoscută. A început să mai afle lumea, mai... Procurorii au mai strâns niște mărturii, declarații și denunțuri. Încet, încet, opera sa devine cunoscută. Continui să citez. De aceea, mai scrie sub poza domnului Buzdatu, ne propunem să scoatem în evidență diversitatea oportunităților existente în județul nostru, în ideea de a îmbunătăți viața oamenilor de aici, care sunt destul de săraci. Păi da, sunt destul de săraci că n-au mirosit corect oportunitățile ascunse, nu? Așa cum a putut să miroasă domnul Buzdatu și prietenii dânsului.
Faptul că acum panseurile domnului Buzatu publicate oportun pe bani publici, că doar nu credeți că și-a finanțat singur publicația asta, deci faptul că panseurile astea ajung să fie împărțite unor elevi eminenți, explică, din punctul meu de vedere, într-o anumită măsură, și de ce mulți dintre acești elevi fug din țara asta mâncând pământul cu prima ocazie. Adică ei sunt niște tipi care, prin propriile lor eforturi, participă la un concurs de competențe, de inteligență, demonstrează că învață bine și sunt recompensați cu panseurile unui corupt. Bine, și asta e niște căști de la matematică, olimpicii nu prea citesc. N-aș zice. În același album mai este lăudată și ospitalitatea locuitorilor din Vaslui. Poate, dar nu și a șefimii din județ, jurnaliștii care au participat la eveniment au observat că, și citez, n-a fost din ziare.com, în timp ce oficialitățile și funcționarii aduși la eveniment se lăfăiau în primele rânduri, invitații sprijineau pereții în picioare. În prim plan au fost mai mulți candidați în campanie electorală, care au ținut să fie văzuți cât de atașați sunt ei de educație, performanță și elevi olimpici. Am încheiat citatul. Vasluiu, ca să reamintim, care a aflat în stăpânirea familiei Buzatu de zeci de ani deja, a fost și a rămas unul dintre cele mai sărace județe ale României. În contrast, asta este foarte interesant, știi? Bă, cât de săraci sunt oamenii din Vasluiu, lucru pe care și domnul Buzatu părea să-l cunoască. Adică, bă, sunt destul de săraci aici. Nu toți. Unii au reușit să progreseze, să iasă în față, cum ar fi eu. Da? În contrast. Deci, oamenii sunt săraci în contrast cu averile celor de la conducere, care au tot continuat să crească în tot acest timp. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.